O să închei tu prin niște versuri. Previziunea este. Da. Mesajul Danielei care străbate de acolo dintre stele, străbate spațiul, timpul, ajungând până la noi și, bineînțeles, tot prin niște versuri, pe fir de iarbă durută mă închin și încet, ca pe un semn, venit din moarte, te ating. Astăzi, Daniela ne atinge și pe noi, cu sufletul, și sper ca și pe elevii mei care sunt astăzi aici să-i fie atins așa, la partea sensibilă. Mulțumesc! Până atunci, mulțumesc pentru surpriză și vă cer scuze. Nu am știut, am rugat-o pe Carmen să-mi trimite numele doamnelor profesoare. N-a fost cu intenție, cred că a fost pregătită, a fost anticipat de Carmen momentul acesta. Veniți mai aproape. Eu mai am aici și revista totușul, cea despre care a vorbit și de număr. Numărul 1 din 1968, în care sunt publicate poeziile ale Danielei Caurea și, de asemenea, revista literară artistică a Cenaclului Costache Negri din 1984, bineînțeles postum, în care este amintită și cu câteva poezii Daniela Caurea, pentru cei care vor să studieze. Las pe copiii să... Lasă câteva versuri. Eu pot să te văd, să te mai văd în amintire. Mă trezesc cu o pasăre lină în minte, o clepsidră de alge ce macină să fiere, trecându-mi cenușa serilor pe dinainte. Manta tăcerii, nu ruptă de nimeni, până la pace mai este mult. Vin până acolo cu steaua de rime, vin și surparea lumii ascult. Linia nopții, care de vidie, întemeiază în suflet o poartă, povestea acestei larme lichide, care într-o duhul valului iartă. Marea amară, greul de tine, totul tot un senin e. Fica de apă, fi de târziu, fica de sare, de lespezi marine, lebă de lacrimi, fi va să fiu. Migrarea de zăpadă. O dimineață ca o noapte polară, cu zgomot căzuse un cer de afară. Câtă mirare în destin, multă întâmplare și tainic venit. Păsări de cretă încercau să mai cânte, să ne culce prin tril ca un șal cu lumii frânte, să ne apuce etern într-o ogivă, într-o feridă, de unde vreun fum de secol către lume ne deschidă. Cu ploi de regi meteoriți, respiră veșnic timpul spre cei îndrăgostiți. Aștept căldura lunii să te mai pot vedea și din migrarea de zăpadă să înțeleg câte ceva. Nu e destulare în vis. Vreau să mă înalț, să trăiesc în lumina acestui ceasornic perfect, să chem, să mă supun egal și rece. În mante de mușuroaie, timpul pare un defect, o astenie măruntă în care doar huma petrece. Armoniile dislocate conferă trecerii noastre un rost. Nu e destulare în vis și nici în plânsul sublim. Parcă-mi scrie cu palma pe ape o carte care nu a mai fost și pe care, așteptând-o, murim. Eu cerului nostru de fugă mă închin și oboseala trupului tău o păstrez, nopți îmbrăcate în tainic satin, locuind de-a dreptul în cuvinte, iluminându-le în miez. Aș vrea să-ți fiu mare, oaspete, țărâna amurg, lacrima astrului care vine pe când timpii lumilor curi. Curi și tot mai pasăre de vii, mai lujer ascuns după lună, acasă un prag și copii, din sarea lacrimii sună. Vă mulțumim. Mulțumim și noi. Foarte frumos sunteți pregătiți. Se vede că a rămas spiritul viu acolo. Și propun să nu părăsim tărâmul poeziei. Eu mi-am comandat această carte care a venit destul de repede și spre nefericirea mea, cartea a costat mai puțin decât taxa de transport. Se numește Cartea Anotimpurilor și ea se propune a fi o carte închinată, dedicată copiilor. Dar adevărul nu este tocmai acesta. Și până vin alături de mine, domnul Iecure și domnul Rădulescu, să-mi permiteți
să citesc o poezie care se numește Primăvara. Tot o așteptăm cu sufletul la gură. Și o să vedeți la naturalețe un limbaj atât de suplu și totuși note atât de grave, profunde, probleme existențiale atât de frumos duse în acest fir care se toace fin, fin, fin. Nici nu-ți dai seama că niciodată ai redevenit copil. Primăvara, din Cartea Anotimpurilor. Și-a lăsat în munți condurii, sus în inima pădurii, condurași pusuți cu soare de pitici și căprioare, zâna dulce și stăpână, duci un iepuraș de mână, sfetii mare și ministru cu cravată și registru, el înscrie din condei fluturi gărgărițe miei, toporași și ierburi fine, ghiocei și chiar albine, toți cei care participă cu petală cu aripă, cu sevă și cu nectar la serbare și bazar, va fi dans și bucurie, lumea toată bine știe, greierașul la ghitară, cărăbușii la vioară, vânticelul la piară, trompetă în castan, cu sulfine, balerine, ciupercuțe în pălării. Hai și noi la dans, copii! Domnul profesor Rădulescu este inima, mintea cenaclului și cealaltă jumătate de inimă care ne adună pe toți în fiecare lună, domnul profesor Iepure. Câteva versuri ați pregătit cu domnul profesor din dreapta mea. Vă rog. Mai întâi să mulțumesc tuturor care ați făcut prezența aici și chiar copilașii care văd că se duc acum. E de înțeles că pe dimineața au fost la cursuri. Excepțională întâlnire, moment deosebit și m-aș bucura să facem cât de des întâlniri, dar mai ales și pentru vii, pentru că să ne prețuim valorile că sunt în viață. Sigur, aici la Târgu Ocna, din câte am aflat, mai ales de la domnul profesor Corneliu Stoica, cu excelentele domniei sale lucrări, îmi amintesc aici pe cea mai importantă, să spunem așa, Enciclopedia toponimică a Văii Trotușului, unde sunt prezentate personalitățile din orașul Târgu Ocna de-a lungul timpului, foarte multe care au venit la băi, care s-au perindat, care s-au statornicit, care s-au născut aici. Eu îmi notasem câteva dintre personalitățile care s-au născut aici, deci numai pentru cei care s-au născut și care meritau de asemenea omagierea, sigur că nu ne-a venit în minte decât această dată de 4 martie, dar mă gândeam la diaconul Vasile, la Miron Brindea, la Iordache Gheorghe, la Rusu Sandu, la Șervet Claude, și la alții, neapărat Daniela Caurea, dar să avem în vedere, s-au amintit aici cele două personalități efectiv care se numește nu numai orașul Târgu Ocna, ci și județul. Este vorba de domnul Dan Sandu și doamna Gabriela Adamu-Leșteanu, așa, care este postatoare de seristă traducătoare. Eu am să citesc doar o singură poezie din frumoasele primejdii, Vârsta. Acestei pietre târzii îi te cere somnul sub nuci, de pe vremea când eram doar copii și ne prefăceam că suntem haiduci. Alunec prin vară pieziș, sub un clopot cu stele ziua s-a închis. Cuvintele mi se strâng sub ploape frunziș, mai sar și acum coarda în vis.
ce străvezii sunt zilele și cât de departe rădăcinile se arată în lumină, pe coamă grea de iluzii, venind cu pecețile sparte, slavă într-o naște, sub licorile nopții se împlină. Mama, cerne miere în cuvinte, de atâta blândețe îi alunecă visul. Din obârșia frunții în minte, îmi toarnă pe aripi pe scrisul. Mulțumesc. Domnule primar, dragi părinți spirituali, stimați oaspeți, vă dați-mi voie, înainte de a vă prezenta una din creațiile Valeriei Caurea, să vă spun că vă mulțumim din suflet pentru că ați fost gazda acestei manifestări, care vrea sau își propune să aducă în atenția noastră marile personalități ale Valeriei Trotușului. Valea Trotușului, care e o gură de rai pentru cultura noastră. Aș începe acest mic omagiu amintindu-vă un catren dintr-un cunoscut poem imnescian. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem. Și nu putem decât să fim bucuroși că pe cerul teatrului române, acolo în vârf, strălucește o stea cu numele Daniele. Plecată în infinit de pe aceste meleaguri trotușene, binecuvântate de Dumnezeu. E cazul să amintim că această nouă Iulie Hașdău a literaturii române stă alături de nume celebre precum Vasile Alexandrii, Costache Negrii, Tristan Țara și mulți, mulți alții. Am inițiat acest demers omagial pornind la un dicton foarte cunoscut. Cine își uită trecutul, n-are drept la viitor. Și viitorul începe azi, aici. Nu trebuie să mai lăsăm ca timpul să curgă pe lângă noi. Să-i cerem să ne dea înapoi ce ne-a luat pe nedrept. Numele Danielei Caurea, fata dureros retrasă de munți, trebuie să-și ocupe locul pe care îl merită, cu prisosință în conștiința noastră și a celor care vor veni după noi. Nu va fi ușor, dar trebuie. Și acum dați-mi voie să continui demersul acesta religios cu o rugă de seară. Se leagă în cerul cu fruntea în spice, de coarnele lunii sămânța încercând să o ridice, în apele timpului ni se leagă în pașii împlântații, precum în sânge din tată în tată se leagă în tații. Albă tăcere încinsă pe o dungă de seară, a miros de cai și a drumuri uscate, văzduhul se înfioară. Dragoste! Dragoste! Furată pe un scut amărât cu pelin, de buna străbună, când stelele roată se clatină în vin. Bărbații vin la scaldă încoronați cu plete, scaldă cu mrene și fete de trestii încete, miroase a fier ars și a pâine. Bărbații se scaldă pe roata zilei de mâine. Pe frunze o noapte lucioasă aninț, prin sângele florii mai scurg albine, precum pământul și cerul sunt un singur întins, așa mi-e dragoste
țară de tine. Vă mulțumesc! Tot membru al Cenacului, sau cel puțin un domn care e alături de noi în fiecare întâlnire lunară, domnul Vasile Ungurașu, al nostru epigramist, nu știu ce ne-a pregătit astăzi, dar vom vedea acum. Vă rog, domnule Ungurașu. Întrucât suntem la o comemorare a unei poete extraordinare, care a murit în tinerețe și la vârstă la care nu trebuia să moară, permiteți-mi să vă citesc două poezii despre iubire. Sunt scurte. După aceea o să mai am rugăminte la dumneavoastră. Iubire. Iubire, eu la tine vin, dar și la soartă mă închid. Să-mi fie viața cu dulceață, cu cer senin și fără ceață. Ne-am întâlnit acolo sus, când soarele va fi apus, iar luna cu razele ei ne lumina prin flori de tei. Vom fi noi doi și turturea ce în noapte ne va tot cânta și ale păsării cântări le vom dubla cu sărutări. Ne vom lăsa purtați de vise, așa cum soarta ne prezise, și ne-am trezit în răsărit cu soarele pe cer ivit. O a doua poezie intitulată Luna de pe cer. Iubito, luna de pe cer e prețul dragostei ce-ți cer. În viața plină de tumult, tu să nu crezi că-ți cer prea mult. În existența cu probleme, cu certitudini și dileme, am pus nădejde în iubire, dar am găsit dezamăgire. Doresc enorm, iubirea mea, să-mi fii mereu alături, ca tot ce facem amândoi să alunge griji, oftat nevoi. Aș vrea pe calea lungă a vieții să ținem pasul tinereții. Iubirea noastră înălțătoare ne fie zilnic alinare. Noi să nu știm de suferință, să fim o singură ființă, în drumul către nemurire, cu flori, speranțe și iubire. Dacă permiteți, și mă adresez în primul rând doamnelor, am o poezie intitulată Femeia, ca un omagiu adus femeii. Ținând cont că suntem în perioada zilelor femeii, între 1-8 martie, de fapt toată viața, dar când o omagiem în mod deosebit femeia, dacă îmi permiteți, o citesc, e puțin mai lungă. Permiteți? Femeia. Femeia medic, inginer, contabil, șef sau condeier. Deși face bine meseria, aduce în casă bucuria. Femeia e adevărul crud, de îmbrăcată sau e nud. Ea-ți pune inima pe jar și apoi te duce la altar. Când vrea femeia, e un vis, te poate duce în paradis. Iar de te simte retrograd, te poate covori în iad. Cu ea vezi răsărit amurg, auzi voarele cum curg. Când o întâlnești pe bulevard, s-aprind călcâiele și ard. Ea are forță în priviri și spinii unor trandafiri. Pe nimeni pică ea nu poartă, cu vorbe dulci pe loc leargă. Femeia e soră sau mănică, bunică, noră, bunățică, alături este de copii, le aduce daruri, bucurii. Ea este fie iubăreață, ea numai ce-i plăcut din viață. Tot ce-și propune izbutește, când vrea și soțul îl iubește. Femeia este ce nu știi, o oază în zonele pustii, un bibelou, bijuterie, dar ea iubită vrea să fie. Frumoase vorbe nu refuză, la glume bune se amuză, e sociabilă, plăcută și multe fapte netrecută. Femeia este ce vrea ea, luceafă, stea sau rândunea. În jurul ei vezi doar lumină, pe cer de snori ea e senină. De nu-i găsești iubirii calea, poți suferi, te prinde jalea. Așa e dat de prea înaltul, te bărăsește pentru alta. Femeia în viață vrea controlul, dar uneori își pierde rolul. Și tot ce a clădit o viață se poate rupe ca o atacă. Mulțumesc!
mulțumim și pentru că vreau să refac fraza și să revenim la caracterul grav, profund, la un anumit timbru, la un anumit registru. Poftesc alături de mine pe domnul Cornelu Cristea și pe domnul profesor Cornelu Stoica, ce a fost menționat de cel puțin trei ori din câte am auzit. Și până se pregătesc domniile lor, aș vrea să citesc tot din Primejdii Grecice, Et Ego, să revenim la spiritul feminin etern, imobil. Tânăr poet, la tâmpla țării verde, îți dăltuiești menirea prin timpul tău fierbinte, pe cel înalt al țării lumina nu te pierde, stejarul nins cu stele nici când nu te dezminte. Corăbii mari de păsări nasc limpe de izvor pe piept bolti de piatră în albe dimineți. Pocnesc de greu atâmpuri de aur călătorul când fântâni cu servă fecundei tinereți. Și numai adevărul îl duc cei tari pe umăr. Istoria se scrie trecând din faptă în faptă. Ecou irepetabil și fulgerare dreaptă, statornicind eternul prin anii fără număr. Femeile sunt zvelte și țes păduri și inuri, înmiresmând bărbații cu trupul lor și pruncii, desfac de coji atomii și boabele din linuri, în felul blând al ploii, rodind minunea lungii. Tânăr poet, la tâmpla țării verde, să cânți plutind pe ape, ca zei în țara ierbii, când arcul zor de zilei, aprinsă te dezmierde, să treci printre granite, curând cu coarne cerbii. Domnule Cornelu Stoica, domnule... Am făcut armata la Pilerie și... Dar veniți aici lângă... Vorbesc tare. Știu, dar veniți aici lângă mine, vă rog, astfel să vă vadă toți invitații noștri de astăzi. Vă asiguram că și de unde eram, se va fi auzit... Mai în față, aici. E că ați mai stat alături de mine și lucruri frumoase s-au întâmplat. Umblându-se la evidențe, primăria a observat că sunt fiul al orașului, cu clasa 1-a în 1948 la școala de lângă primărie, cu clasa 7-a lângă colegiul. Și într-un cadru solemn, în august se fac 2 ani, în prezența domnului general Apostol și a domnului general Matei, m-ați reactivat, vă sunt și vă mulțumesc frumos. Cu ce pot, particip. Având nevoie din cartea de telefoane a județului Bacău de un număr de telefon a unui tăbocnean, am observat ceva ce scapă în graba timpului oamenilor și numele de străzi, din 127 de străzi, 52% conțin nume mari care intră în veșnicie ca virtuți naționale. Decebal, Traian, Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, Petru Rareș, Mihai Viteazu, Aplod Purice, Cantemir, Vladimirescu, Avramiancu și alții. În altă manieră, de asemenea mari valori, Costache Negri, Andrei Mureșan, Mihail Bogălnicianu, Mihai Eminescu, George Enescu, Asachi, Coșbu, Creangă, Alexandrii, Vlacuță, Vlaicu și pe un teren pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor, am reușit în 20 de ani și un pic să ne aduc contribuția prin greutăți, că suntem săraci ca bani. Există străzi în Târgu Ocna, Dimitrie Bușilă, Maior Roșiță, Ieremia Grigorescu, Elisei Ursac, Capitan Ignat, Vânător de Munte, Ion Grămadă, Coșna, Oitus, Cireșoaia, Constantin Mușat, Gheorghe Dorinț și alții. Trăim un timp eroic, centenarul când s-au realizat visurile de milenii ale oamenilor, căci părți autohtone de România au trăit sub imperii străine, rivale între ele, dar s-au reglat cu pământ românesc, dar a dat Dumnezeu atâta oțelire în brațe, atâta înțelepciune în mâini, în minți, că s-a înfăptuit Unirea cea Mare și România au un stat al lor, consfințit prin granițe. Ce putem noi face? Să preamărim, să înveșnicim cu diferite prilejuri jertfele fără seamă ale înaintașilor noștri și după putere să ne ridicăm la
înălțimea simțirilor lor, căci prin liberul sacrificiu, prin accepția liberă de a se dărui țării și celor rămași acasă, ei s-au situat în dreapta Părintele Ceresc, de acolo ne binecuvântează și ne sfătuiesc să ne facem datoria. Ce putem noi face? Să le veșnicim numele și, printre altele, să atribuim și numele unor străzi, unor instituții și tot așa. Dumneavoastră reprezentați un fragment în lanțul timpului prin care aleșii și-au făcut datoria și, în ultimul timp, ați atribuit o stradă în cartierul Boieni, bătrânul Elisei Ursac, îi se știu faptele, căci prin fapta lui au introdus pe cărări de el știute vânătorii de munte în spatele neprietenilor și au coborât cu mâinile la ceafă peste 400 de inamici și în felul acesta el a intrat în istorie, timpul îl conține cu faptele lui și iată dumneavoastră, înțelegându-i jertfa, l-ați înveșnicit. Deopotrivă, aici doream să ajung, Daniela Caurea este meritorie și, după putere, unor instituții, așezăminte culturale, le trecem numele spre veșnică amintire. Elev în Târgu Ocna a unui timp când legea conservării materiei era făcută întâi de Lomonosov și pe urmă de Lavoisier, când aparatul de radio era făcut întâi de Popov și pe urmă de Marconi, când becul era făcut de Iablochkov și pe urmă de Edison, și lista continuă, noi trebuie să învățăm, așa erau manualele de școală, evoluționismul și nu creaționismul, trebuia să ne ducem acasă cu note maxime, dacă se poate, timpul acela a rămas în urmă și din părinți de condiție modestă, în 1955, la o lună după 7 clase, am intrat la un meșteșug, aparținând cooperației meșteșugărești. Orașul nu avea televizoare, urma să aibă două televizoare. La locul meu de muncă aveam un difuzor cu o lamă mică în partea de jos, mai încet, mai tare, și când erau la modă povestirile lui Alexandru Mitru, am ascultat un scenariu radiofonic pentru copii. Și ce am ascultat atunci, în intențiile mele, a devenit o mică poezioară pe care am îndrăznit să o ofer acum 5 ani, în fața primăverii, pentru fetele dumneavoastră și pentru toate târgocnencele, și puse pe o modestă încercare, cred că vine cam așa. Ne spune prima carte, ce-i Scriptura, că lumea s-a făcut fără de tihnă, cu toate câte sunt, în 6 zile, și a trebuit a 7-a de odihnă, că a fost multă treaba umblătura. În cea de-a 3-a a Genezei, Sfântul s-a ocupat cu sârb de tot ce plantă, amestecând folosul cu frumosul și insistând cu mintea lui savantă la forme și culori pe întreg pământul. Dar când se isprăvească cea lucrare, la ghiocel mirosul nu ajunse. Și atunci, în barba-i mare colilie, a hotărât prea bunul a îndreptare. Cu albul tău, du-n oameni bucurie. Prin forme și culori pentru pământul, prin frigomăt și printre frunze ascunse, tu să fii floarea care întâi apare. Vă rog frumos, primiți mărțișorul meu verbal cu urări de sănătate, și să ne revedem sănătoși și să fim împreună. Vă mulțumesc frumos! Da? Grai de miere, de grâne, de pâine coaptă, cum s-a spus mai devreme, dintr-o veritabilă inimă oțelită de adevărat român, patriot, de fiecare dată aduce domnul Corneliu Cristea. E o plăcere să-l asculți și istoria dintr-o dată devine nu doar o materie, ci devine o datorie a noastră a tuturor. Da, ce am făcut noi astăzi aici este doar un demers comemorativ, e doar un început.
Firește că ne așteptăm ca el să aibă urmări. Și iertați-ne neizbudirile de astăzi, dar apreciați trăirea și emoția. Cred că l-am poftit deja pe domnul profesor Corneliu Stoica și o rog și pe doamna profesor Gabriela Pașcu, știu că ne pregătește de fiecare dată ceva, e în sală și o rog să vină alături de noi. Deci am să vă rețin foarte puțin. Literatura a făcut totdeauna întâlnirile memorabile. I-am cunoscut-o pe Dana odată cu înființarea Cenaclului Incertitudini Solare la colegiu, când doi profesori inimoși, Scăvărnici și Angheruță, au propus unor elevi care până atunci nu avusese orizontul și ceea ce însemna atmosfera Cenaclului, înființarea unui Cenaclu în liceul teoretic de atunci. Dan era un an mai mare, în clasa 9, eu în clasa 10. După primul an și după primul număr pe care l-am scos noi împreună, ea era eleva de nota 10, foarte metodică, eu eram mai inconstant, însă mai prolific. Eram împrăștiat, făceam foarte multe, profesorii ne-au coordonat, pentru că scoteam revista la Shapirograph și vedeam cum pagină cu pagină era imprimată, adunam, făceam ca șifrele, pregăteam revistele, era o muncă foarte, foarte interesantă. După un an a apărut și domnul profesor Eugen Salavoru, care a dat un impuls deosebit Cenaclului, s-a diversificat și rubricațiile revistei și numărul elevilor implicați a fost cu mult mai numeros. Și mi-aduc aminte, cu al doilea număr, domnul Salavor a spus așa: păi, cine e cea mai talentată și mai bună? Da, deci secțiunea de literatură îi revine ei și se va ocupa de ea. Cine e cel mai iscoditor și în toate domeniile și scrie și nu știu ce? Corneliu Stoica. El se va ocupa de secțiunea științifică a revistei. Și până a terminat ea și am terminat și eu liceul, fiecare a avut responsabilitate pe literatură, pe științe. Și așa am rămas până acum, nu m-am dezis. Eu am cunoscut-o poate mai mult decât oricare, pentru că nu numai Cenaclu ne-a apropiat, am fost și parteneri de concursuri, cum se făceau atunci concursuri de cultură generală, am reprezentat liceul la județ, împreună am studiat, ne-am pregătit, i-am mai meticulat, așa de acolo. Am fost invitat la să-i cunosc familia și mi-aduc aminte, pentru că sunt trăiri care nu le pot uita. Eu tot timpul am fost pasionat de clădirile vechi, de tot ce înseamnă istorie, poveste. I-am cunoscut tatăl, deci care fusese ofițer, atunci era într-o situație mai dificilă, dar un colecționar filatelic excepțional. Și mi-a arătat și nu știu ce, și făceam o chemare, nu știam filatelie, dar am mai învățat ceva, și cartofilie și celelalte. Pe fratele Danei, Mihai, la fel, care era mai mic decât ea, de la care dar a ținut foarte mult, și în special pe mama Danei, o doamnă distinsă, deci am avut prilejul și am revenit de foarte multe ori. Cred că toată arhiva familiei am văzut-o și mi-a spus, pentru că era casa care participase ca din Negri. Și cum a trecut, ca proprietăți, ca nu știu ce, deci multe povești, foarte, deci fabulos. Și până a murit doamna, deci am rămas în aceleași relații foarte cordiale, foarte strânse. Am avut ocazia, ca așa viața, deci nu se programează, să cunosc și cei care i-au facilitat, au recunoscut valoarea pentru prima dată. Mi-aduc aminte că am fost invitat de Horea Zilieru la Iași, odată, acasă la dânsul, și atunci mi-a povestit foarte multe lucruri despre
Dana, am avut ocazia și cu profesor Constantin Ciopraca să port câteva discuții. Iar pe Dana am văzut-o de multe ori în ultima perioadă a vieții, atunci când venise la București, eram student la București, la Universitatea de Istorie, și am venit la cursuri în Palmur, unde făcea cursul acele post universitare de română-engleză. Și am mai discutat, am mai vorbit, bineînțeles că a fost un șoc foarte mare atunci când s-a întâmplat acea nenorocire. A rămas o prezență vie, n-am uitat-o niciodată. De câte ori am avut ocazie să popularizez personalitățile orașului, am făcut-o fără reținere. Și memoriile pentru denumirea unor străzi în 93, deci care s-a putut realiza, sperăm că de primar acum să denumim, eu de mult vreau, Carol I, Ferdinand I, Regina Maria, Virgil Bădănescu, adică sunt niște nume care trebuie așa mari de tot și în loc să mă duc pe strada Crizantemelor, mă duc pe Grigori Alexandru Dica, nu? Dacă mă duc aici la primărie, să fie Petre Antonescu. Adică avem un oraș care atâtea personalități și-a lăsat amprenta, au reprezentat atât de mult pentru cultura națională, încât merită. Astea sunt primele contacte. Că după aceea mai punem o tăvliță, aici s-a născut pictorul Ștefan Constantinescu, aici matematicianul Botez și așa mai departe, e o altă problemă. Deci un oraș trăiește, în primul rând, prin partea imaterială, prin partea spirituală. Și atât timp cât vor mai fi minți care rămână lucide, să fie pasionate și să aducă și generațiilor care vin valorile care trebuie să apărate, conservate, atunci viitorul rămâne totuși optimist. Ce puteam să spun decât să vă păstreze Dumnezeu sănătos și să vă ajute în tot ceea ce vă propuneți, să rămâneți așa lucid și luptător și poate vedeți visul cu ochii anume de a bifa acele proiecte pe care le aveți deocamdată în minte. Cine știe, vine și momentul în care găsiți timp să vă șterneți la birou scrisului și să notați toate aceste impresii pe care ni le-ați destăinuit astăzi, aceste amintiri. Vă rog. Da, de fiecare dată când dau curs invitației cenacului, o fac cu foarte mare seriozitate și astăzi o să vă rog să ascultați ceea ce eu am cu tot gândit pe marginea volumului de versuri Văzduhul de cuvinte al poetei Daniela Caurea, pe care ne-am întâlnit astăzi în acest lăcaș pentru a o magie. Văzduc de cuvinte, acut sentiment al dispersiei în cosmosul vegetativ. Odinioară Nicolae Steinhardt consemna în testamentul său că pentru a te exonera de lanțurile unui univers concentraționar, în cazul acesta a tristă amintire a regimului comunist, trebuie să apelezi la calea mistică a credinței. Este exemplu pertinent al tinerei poete Daniela Caurea, care alege să creadă și să se încredințeze hegemoniei cuvântului și a naturii. Cu privire luminoasă, gingașă, îndreptată spre ceruri, parcă într-o comuniune cu Dumnezeu, poeta își găsește liniștea sufletească în sânul naturii, iar numeroasele poezii ce au ca temă natura o demonstrează ireproșabil. Ca un om într-o celulă, imagine pascaliană a unui univers celular, Daniela Caurea găsește instrumentul prin care să penetreze zidul cleios și sufocat al societății. În natură, în cuvânt, în poezie. Sufletul poetei ascuns în spatele versurilor ca o pasăre gingașă care planează peste sacralitatea spațiului neolitic, găsește esența vieții
și a existenței, în lumini, umbre, vegetal. Primul poem al volumului, Văzduh de cuvinte, trădează încrederea poetei că în spatele unei lumi posomărâte este un alt univers, pătruns de dragoste și libertate. În interiorul universului vegetal se pot recupera aceste două virtuți uitate de către o lume pentru care ascensiunea ierarhică și perfidia de a câștiga lupta claselor sociale se confundă uneori cu însuși sentimentul de a trăi. Unicul salvator al omenirii este cultura, iar poeta o demonstrează în nenumărate poeme în care își manifestă calitățile de artizan al cuvântului, în ciuda faptului că se simte atașată metafizic de poetica lui Eminescu. Acest fapt este evidențiat și de poemul Omagiu pe care îl aduce poetului Luceafăr, Luminei Eminescu Ave, în care construiește un melanj inefabil al termenilor eminescieni, clipe moarte, piramida de păsări, genune, criptele de gânduri, marmorele grave. Varii poezii, precum Umbre de ape, Certitudinea de voroneț etern, O lume sub salcâm, ilustrează cu succes afinitatea pentru Mihai Eminescu a poetei Daniela Caurea. Universul său poetic înglobează frumoase teme ca imaginea părintească, o adevărată trăire a sentimentelor profunde în plan filial, a naturii ca unic salvator într-un univers kafkian, a elementelor vegetalului care parcă prin viață în ochii poetei, care dezmiargă albinele, cântă verdele crud al firului de iarbă, încrustând în unele poezii elemente de ars poetică. Pentru unii, este de ajuns să poposești o viață în sfera esteticului, în sensul lui Kierkegaard, prin fantezie să încerci numai să vrei să cunoști tainele cosmosului. Însă tânăra poetă nu manifestă o propensiune doar pentru experiențe imediate, tangente la cercul de plin al vieții, ci îl penetrează strepezitor, gustă din ea și descoperă mierea într-o eternă reîntoarcere în stile iadesc. O perspectivă insolită o are asupra războiului, perspectivă născută probabil într-unul dintre sertarele inconștientului pe care o infuzează în poezia Problema țărilor lumii a treia. Întocmai ca unui demers matematic, poeta rezolvă imaginea conflagrației prin secarea energiilor sale ubre și, prin puterea cuvântului și a imaginației, ca un bisturiu, îndepărtează aspectele generale ale acestui flagel uman și le înlocuiește structural cu diverse elemente ale vegetalului. Concluzionând, pentru poeta Daniela Caurea, Văzduhul de cuvinte este unicul salvator și mântuitor al sufletului. Prin dizolvarea și devenirea într-o natură, acolo unde se găsește chipul caleidoscopic al lui Dumnezeu. Pentru acest chip radios, plin de vitalitate și exuberanță, propun un moment de reculegere pentru eternitate. Dar fiindcă eu am o propensiune către refacerea cercului ființial și
cred în această structură simetrică a corespondenței începutului cu sfârșitul. Am să-l invit din nou alături de mine pe domnul Brăneanu, care cred că ne-a pregătit o poezie sau mai avea ceva de spus, o emoție, o vibrație, ce se cere materializată, acum exprimată, împărtășită. Da, doar câteva gânduri. În primul rând, tuturor doamnelor din această sală și tuturor doamnelor din țara asta și din lumea asta, să vă înflorească sufletul primăvară și să vă rodească dragoste și bucurie la mulți ani pentru sărbătoarea care se face. Dar vreau să-l feliți pe domnul Stoica, pentru că cartea domniei sale a luat un premiu la Chișinău, dacă nu cumva chiar la Cucuterne 5.000, nu? Nu, la... Sau la... La Salon Internațional. La Salon Internațional, așa, la Salon Internațional, da, da, și felicitări, iată, merită. Am înțeles că chiar seriozitate și ceea ce scrie într-adevăr cu suflet. Și acum să vă citesc doar două sonete scurte, sonetele scurte, oricum. Știți că am luat 14 versuri, așa că nu o să vă plixez prea mult. În această carte, Destrămarea Lumii, de fapt, Luminii. Tâlhar sau Sfânt. Emeste trupul poartă nemuririi, chip zugrăvit, icoană de lumină. Ce poartă în el jertfă, viscul izbăvirii, vocea de clopot, uitare oamenii. Eu nu mai sunt sinea mea de mult, doar secunde, Doamne, din veșnicie. Să-mi umplu timpul cu fapte și tumult, mă-ți bat singur, pasăre în colibie. Tâlhar sau sfânt, în mine se frământă. Totuși căpătează între pământ și ceruri, jertfă de sânge pentru o viață sfântă. În mezul vieții, aripa ta mă poartă. Cum să mă îmbrac în slava ta de geruri, să mă despart de lumea mea de șapte? Și mă simt șubret vas de lut. Mă simt de o vreme șubret, vas de lut, suflet în care cerul face vală, s-adună în golul vârstă de început, iambașa ființări infernale. Mi-e firea împăcată cum n-am mai fost, am brațele întinse a rugăciunii, capricioasă soartă, par fără de rost într-o lume mustind de șertăciune. Peste vatra ta de vie și de pământ, focul de mult s-a stins, sunt doar tăciune. Tu mi-ai dat glas, eu te-am ales ca sfânt, cuvinte măestrite nu știu a spune. Te mănați pe cer, mă birui țărână. Tu ești apa vie, eu sunt făcută. Vă mulțumesc! Cum se leagă lucrurile între ele, chiar fără să gândești că ele s-ar putea petrece așa, m-am oprit și eu la următorul gând, faptă. Noi astăzi am început un proiect mare, mare însemnând prin sufletul pe care l-am pus și prin iuțeala cu care ne-am mobilizat și ne-am responsabilizat în grade diferite. Încercat să punem o piatră în această statuie la timp, care sperăm că are să devină acest moment comemorativ. Înainte să o facem noi, a făcut-o tot Daniela Caurea, și tot în acest volum de început, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și poezia sună așa. De demult, coarda verii pe dealul sună și nu se poate opri nici somnul bătrânului albind de grâuri la șes. Eu, mama, te țes la mine în gânduri și te descoper în fața lumii cu toți cireșii dragostei tale din iunie, mai fecioară ca oricând, binecuvântată de explozia nașterii, îmblânzind pe umeri solstiții și neîndrăznind să te aperi de căderea prin faguri amintirii. Și fulgerul acesta din stânga, care îmi leagă în limpede chipul, torcându-mi linia umbrei, mă țindu-e de inima lucrurilor din care tu, mamă, zâmbești înghețată ca o fecioară de lemn. Acum nici nu știu dacă ar trebui să trecem la discuții sau discuțiile să se petreacă în ultimul moment de socializare, cred că ar fi mai firesc așa, dacă doriți, dacă aveți pregătit cuvântul dumneavoastră care vă aflați în sală, vă rog să o faceți acum.
Dacă nu, eu mulțumesc încă o dată gazdei primitoare. Mulțumesc, domnule primar, că ne-ați pus la dispoziție acest loc care am auzit a devenit lăcaș. Da? Cel puțin în aceste habar, n-am că timp s-a scurs, nici mai contează, că din nou timpul s-a oprit în loc. Vă mulțumim că ne-ați primit aici, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Sperăm că veți duce mai departe demersul început de noi aici. Este, cum să spun, un apel, da? La memorie și la a ne promova și a ne susține valorile și de dorit că sunt ele de viață, dar nici după moarte să nu le lăsăm să se piardă în umbra uitării. Vă mulțumesc, Părinte, în numele meu și al tuturor celor prezenți aici, vă mulțumesc. Și când spun Părinte, refer și la Părintele Curcuț și la Părintele Iencuț. Da, n-am vrut să fac o greșeală. Mulțumesc doamnei director al Colegiului Național Costache Negri. Ce scuze pentru că am dat o altă titulatură tuturor celor prezenți astăzi și dumneavoastră pentru că ați imortalizat momentele și a stat și ne-ați ascultat cu credință și fidelitate și sper să ne redați frumos, pentru că noi așa am vrut să transmitem și să exprimăm aici, dacă nu, vă rog să ne photoshopați. Ce să spun? Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul Danielei Caurea și să-i păstreze viu neîntinat spiritul, așa cum am spus. Iar pe noi toți să ne binecuvânteze, să ne ocrotească de prefaceri mari, de vremuri mai grele decât sunt acestea de acum, să ne dea iubire, să ne dea înțelepciune, să ne dea putere să trecem peste toate, să ne dea armonie, dorința de a crea punți sufletești unii cu ceilalți și la mulți ani, tuturor doamnelor din sală, o primăvară veșnică doresc, pornind de la considerentul că primăvara nu e un anotimp, ci o stare de suflet, e o stare de spirit. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să duceți mai departe ceea ce am început noi, membrii cenacului literar, artistic, George Călinescu. Vă mulțumim!